Cetățenii cred, fiindcă domnia sa, făcând asemenea declarație, știe mult prea bine, fiindcă nu este om nepregătit, el știe realitatea, dar politicul deseori, mai ales pe zonele populismului, înseamnă declarații care categoric nu corespund realităților și posibilităților reale și politicienii sunt conștienți de acest lucru. Sunt declarații populiste, irealizabile. UE-ul, dacă se produce, eu am avut discuții concrete, reale, zic, dar cum gândiți voi asemenea cazuri? Și cu ce glumiți, fiindcă un asemenea precedent, se pornește o reacție în lanț. Posibil să pornești o reacție în lanț. Deci asta înseamnă că se pune cruce pe tot ce a fost decis în 1975, declarația finală de la Helsinki, toate rezultatele și croirea de graniță după al doilea război mondial, conferința de la Paris în 1946, adică apare un risc iminent de formarea unui haos într-o zonă care și așa se anunță a fi deja nestabilă, după ce s-a întâmplat cu Crimeea. De ce vă pare că atâta forfotă în jurul acestei probleme? Și într-adevăr o merită, fiindcă acest caz nu a făcut decât să dea peste cap aranjamente mondiale stabile care erau vaca sfântă, de neatins. Granițele sunt chestii de neatins. Păi și în acest caz domnul Băsescu sau alții sau cei care îmbrățișează acest curent, eu deseori văd, sunt puțini oameni care fac analize. Ei sunt scoși la un nivel de fanatism. Nu mă tem de acest cuvânt. Fanatism înseamnă că nu admiți alte ideologii.